Pasajul din această dimineață care s-a citit ne reamintea că avem un rege, avem un Dumnezeu care deține totul. Domnul Isus deține totul, amin? Și fanfara cânta și spunea, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Uitați-vă ce zice versetul 17, unde vrei să-ți pregătim, să mănânci Paștele, înțelegem din context că sunt Paștele Lui. Uitați-vă ce zice, duceți-vă la încetate, la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea, e vremea Lui, vremea mea este aproape. Voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Da, uitați-vă că al Domnului cuvânt continuă și spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spertarea păcatelor. Avem un rege, avem un Dumnezeu, îl avem pe Domnul Isus Hristos, care are totul. Viața, mișcarea, suflarea, toate lucrurile, România este a lui Dumnezeu. Amin? Ființa dumitale, ființa mea, Sufletul tău, Sufletul meu, fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem în această dimineață că suntem ai Domnului. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și ce fascinant este că cel ce avea totul, a dat totul pentru noi. Biblia zice, vremea mea este aproape. Mai am puțin, dragii mei prieteni, ucenicii mei dragi, și se termină vremea mea adică se termină perioada asta în care am călătorit cu voi, am fost aproape de voi și nu numai că mi se termină vremea pe durata asta pe pământ de călătorie, de activitate, țineți minte, am un trup, e al meu, dar vi-l dau, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și Domnul Iisus a spus, am și un sânge pe care vi-l dărui. Și în această dimineață avem toate motivele să zicem mulțumim Doamne Iisuse Hristos. Mulțumim că ne-ai dat timpul tău, ne-ai dat gălătoriile tale, ne-ai dat sacrificiile pe care le-ai făcut pentru noi, ți-ai dat trupul pe Golgota, l-ai întins din mâinile tale, din picioarele tale și din lancia care a străpuns cu asta ta, s-a scurs sângele vinovat. Ne-ai dăruit tot. Ce să facem noi? Noi trebuie să-i dăruim lui păcatele noastre. Să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, iartă-ne! eliberează-ne, o să ne apropiem de masa Domnului și trebuie să ne apropiem în chip vrednic și să-i spunem Domnului, Doamne, avem scăzăminte, avem falimente, avem insuccese, avem carențe, avem chiar păcate. Suntem în această dimineață în prezența Domnului Isus Hristos și vrem să-i spunem, Doamne, vrem să-ți păcatele noastre este singurul care poate prelua păcatele tale și ale mele și nu le ține la El, ci El iartă păcatele noastre. Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice fără de lege. Strigăm la Betania în această dimineață, mulțumim Iisuse, mulțumim că rănile tale și astăzi te măduiesc. Să-i dai Domnului Iisus Hristos bolile tale, o să ne rugăm pentru cauze, pentru problemele din casa ta, să intervii cu cele mai adânci și cele mai profunde situații din inima ta. Iisus Hristos are rezolvare. Credeți că Isus și astăzi rezolvă orice problemă? Credeți că Isus Hristos în dimineața asta are putere să-i libereze, să transforme, să revigoreze, să-ți păcatele, să-ți binecuvinteze viața de lui Dumnezeu și biruințele tale? Atribuie lui Dumnezeu tot ce ai făcut tu bun în lumea asta și zi, Doamne, dacă am ceva, dacă sunt ceva, dacă am reușit ceva în 2023 și până azi, în 7 ianuarie 2024, e numai datorită ție, e numai datorită prezenței tale. Să strigăm din toată inima, trăiască Domnul, înălțat să fie în numele Lui. Haideți să ne ridicăm, să citim aceste cauze înaintea Domnului și cu credință apoi să le aducem cu rugăciune în prezența lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, să ne rugăm pentru sora hoinișoși, Domnul să se îndure de această mamă internată, Ia, Domnul să lucreze în milă și cu vindecare. Da, credem că Domnul poate să vindece, amin? Să lucreze Domnul cu vindecare supranaturală. Sunt o soră și rog biserica să mă ajute în rugăciune pentru copiii mei nemântuiți și pentru soțul meu care este bolnav. Domnul să lucreze în milă și în bunătate. Domnul să mântuiască. Domnul să atingă în orice familie unde sunt fii risipitori. Vă rog să ne rugăm pentru fratele Iacob Zbângă, internat în data terapia intensivă în spital, ne scrie fratele Vasile Bojor. Domnul să atingă acest bărbat câți nu sunt la terapie intensivă, câți n-au nevoie chiar acum de prezența lui Dumnezeu, câți frați, câte surori nu suspină, dorindu-și să fie într-un locaș de închinare, unde știu că vor sta la masă cu Domnul și nu au reușit, sunt poate într-un bloc operator, sunt poate internați în spital, în situații grave, se intre marele medic, se intre Isus Hristos la ei, se intre Iisus în aceste cauze să le dezbată, să aducă eliberare și transformare. Scumpă biserică să ne rugăm pentru Sora Maria, este foarte răcită și a făcut chiar o alergie în urma medicamentelor utilizate. Domnul Iisus să se atingă de ea, să o vindece. Mulțumim în numele Domnului. Domnul să atingă pe cei ce sunt în vremea asta răciți, gripați. Domnul să atingă cu vindecare. Dragă biserică, vă rog să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să-mi vindece sufletul bolnav. Vă mulțumesc. Persoana care a scris acest bilet, o rugăm să rămână la urmă pentru a discuta și pentru a se mărturisi în prezența Domnului pentru această cauză pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Credeți că Domnul poate să vindece? Aleluia! Credeți că Domnul e prezent aici la Betania? Să aducă eliberare, să ierte păcate. Poate ai o problemă care n-ai apucat să o scrii. Fă un semn cu mână ridicată și zic, Doamne, mile de cauza mea, mile de problema mea. E să intre Domnul în familiile noastre, să atingă Domnul, să transforme Domnul, să intre Domnul unde nu poți să spui o cauză cu voce tare, din diverse motive obiective. Domnul poate să-i libereze în dimineața asta. Domnul simt că este prezent la Betania. Îl simt că trece printre rânduri și la balcon și în sală. O să cerem prezența lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru cauzele bisericii. Ne rugăm pentru familiile care vor fi programate pentru săptămâna aceasta Să ne rugăm ca Dumnezeu să atingă aceste familii Dumnezeu să le citiți Domnul să lucreze cu vindecare, cu transformare Să atingă firii sipitori Există putere în numele Lui Iisus Christ.